Păi astăzi vedem cele mai proaste răspunsuri la teste. Nu putea nimeni să răspundă mai amuzant de atât. Și e amuzant și faptul că tu te uiți la clipul ăsta, nu ești abonat la canal și ai șansa de a deveni un abonat azi, la fel ca frumosul ăsta de aici. Și noi, fără alte discuții, nu mai trag de voi, să sărim în clip. Bă, prima întrebare, zic că ai vrea să născu băiatul din imagine în apa de jos? Și au ce răspuns a dat copilul ăsta? Nu, pentru că este gunoi în apă. Ok, ok. Un răspuns valid până aici, dar așteptați finalul. Și pe lângă treaba asta mai e și gras. Fere, fere. Doamne, băi. Doamne, băi, ce nebune copilul ăsta. Băi, e efectiv cel mai nebun copil de pe planetă. Cum să scrivă în test acolo că nu, că e gunoi în apă și pe lângă treaba asta mai e și gras și nu vreau să înocuiel că e gras. Bro, nu e ok deloc. Următoarea, băi, următor. Doamne, ferește, băi, copiii ăștia sunt nebuni efectiv. Băi, dacă era, îmi doresc și eu să fi fost așa nebun, băi, să-mi permit asemenea chestii când eram eu în generală. Băi, să fac atenii și de-astea nebune. Oricum făceam că eram nebun în generală, nu vă mai povestesc, dar poate prindem un clip să o povestesc ce făceam. A, nici chiar în halul ăsta, băi, ia vedeți și voi. Deci că aici trebuia să faci cum de la cu antonime și sinonime, da? Bun, rău, a pus antonimul. Negru, alb, a pus la următor. Original, mare atenție, original fake, a zice voi. Original fals. Ia vezi ce a scris Vărumiu. China. Știi că e vorba aia, că toate chestiile, toate alea nașpa făcute, toate lucrurile fake, toate fake-urile, toate ainele fake sunt făcute în China, în China. Și asta a scris China, mă. Și a scris asta aici, că băi, nu e China, mă, că e artificial. Doamne, băi, cât de ăsta e cel mai nebun copile, man and society. Ho, bă, ăsta e cel mai, ăsta e regele, ăsta e regele, deci auziți și voi. Cică reacția 1 ca să dizolv CaCO3, e ceva la chimie. Și el ce a scris? Ce reacție are? Surprise, adică e surprins, mă înțelegi? Vă rog, e surprins, n-a știut el să scrie reacția, nu știu ce a scris. Cum să fiu, mă, ce reacție să fie? O reacție de surprindere, știi că dacă el trebuia să răspundă că dacă aia se combină cu aia, ce dă și nu știu ce, dalea, nebunii dalea de la chimie, că și eu sunt paralel cu chimia. Și l-a scris ce să dea, surpriză, nu știu, n-ai de unde să știi. 2, reacția ca să formeze CaCO3S, nu știu ce. Și au ce scris? A răspuns uimit. Adică odată e surprins, a doua oară e uimit. Bă, nu se poate așa ceva, oprins planeta, vreau să cobor. Vărul meu aici trebuie să completeze fiecare animal. Da, vedeți aici, cau a scris vacă. Eu, pasăre, în imagine a scris pasăre. La pisică a scris pisică, la câine a scris câine. Aici este duck, adică rață, da? Și uite-te cu ce a completat el. Nu vreau să vă zic mai mult, uitați-vă doar cu ce a completat, că nu pot să vă zic. Și la fiș a pus fiș, a pus fâș și acolo și acolo. Doamne, băi. Ia vedeți aici, aici trebuie să completezi răspunsul, da? Omul, liniuță, câinele. Și are răspunsuri. A îmblânzit câinele, l-a lovit sau ce a făcut? Și el a scris, omul a îmblânzit câinele. Nu e ok să lovești câinele, băi. Nu e ok să lovești câinele, bunule. Cum să lovești câinele? A scris acolo. You should not hit the dogs. A, uite, ăsta e cel mai Caterinca. Ia vedeți-l pe băi. Ia vedeți-l nume ce și-a pus. Cică. Numele de student, Chuck Norris. Îl știți pe Chuck Norris? Chuck Norris e un actor în cască. Nu știți, da, nebun de făcea de bate pe toți, un fel de Chichicianu, un fel de ăștia, de misiune imposibilă de aia. De când se apuca Chuck Norris, îi bătea pe toți, n-avea nicio șansă nimeni cu el. Și a pus numele Chuck Norris, data, nu știu ce a scris acolo, 0 BC, perioada infinit, nu are cum. După aia a scris așa. A, mă, ăsta e de-aia de completare. Uștiau americani ăștia, de-aia de completare că nu ți-ai făcut tema. Și uștia a scris el, cum ar veni motive pentru care nu ți-ai făcut tema. Am uitat de ea, am avut treabă de făcut, am avut un joc nu știu unde, a trebuit să lucrez la altceva, n-am vrut să o fac sau altceva, explică mai jos de ce. Și uștia a scris el, sunt Chuck Norris, Chuck Norris nu-și face tema. Și așa, și semnat Chuck Norris, mare atenție că e greu cu al meu. Băi, așa de nu fac și eu una de asta. Dacă era în România, îmi făceam și eu și îmi scriam pe ea Cristiano Ronaldo. De ce? Că am avut meci, doamna, am jucat și eu o minuță la FCSB. Am avut meci duminică în deplasare și mi-a fost destul de greu să-mi fac tema, mă scuzați. Bă, cât de tare asta, doamne, acum mi-a venit să râd din stan când am citit-o. Deci auziți și voi, cauza. Tony practică cam 20 de minute pe zi, cântă la pian. Efectul, adică cu ce îl influențează pe el, cum devine. Mare atenție că ăsta e un nebun copil, mă. Auziți ce a scris? Efectul, el este un mare tocilar, un mare fraier. Băi, doamne, cum să scrie așa ceva, măi, deci... Deci, el din cauza că cântă 20 de minute la pian pe zi, e un mare fraier, a scris copilul ăsta. Și că, auziți aici, în testul la matematică, ce se întâmplă? Bob are 36 de batoane de ciocolată. El mănâncă 29, auzi câte a mâncat Bob, 29 de batoane de-alea. Acum câte are? Diabet. Bob are diabet. Păi pe bune că faci diabet, mai ce adevărat, a scris-o bine. Păi pe bune, adevărat, a mâncat 29 de batoane de ciocolată din 36. Păi ești nebun la cap, 29 de batoane, normal că dai în diabet.
Elizabeth. Primele celule umane au fost probabil, și aici trebuia să scrie care au fost primele celule umane. Ca idee așa, nu știu nicio răspunsul la întrebarea asta. Și auzi ce a scris el? Singure. Adică s-au simțit singure probabil. Nu știu care sunt, dar sigur s-au simțit singure. Auziți și voi, vedeți o imagine cu girafele astea care mănâncă fiecare acolo, că alea sunt înalte și asta moare de foame, dacă vă uitați acolo. La final moare de foame săraca girafă. Și aici diagrama de mai jos arată că teoria evoluției, teoria evoluției lui Darwin, principiile lui Malthaus, teoria lui Lilel ăsta. Și a tăiat ăsta, a dat un X așa mare și a zis așa: băi, asta arată că girafele sunt niște creaturi fără suflet. Păi cum te-am luat-o și a ridicat-o și pe aia puțin să mănânci și ea niște iarbă de acolo, niște frunze, niște alea. Corect, veri adevărat, aici mi-a plăcut de copilul ăsta, numărul 1, talent. Ia vedeți și voi, cică scrie un exemplu al unui risc și a scris el asta. Adică gen, riscul e că el s-a riscat, a dat exemplu că s-a riscat și n-a scris niciun exemplu, ăla e riscul. Și a riscat și avea ce a scris femeia asta, i-a dat așa, i-a dat o bifă, e bun, e numărul 1. Ia vedeți și voi, aici sunt niște pătrățele de-astea și acolo sunt niște probleme de matematică, nu știe el ce înseamnă. Și ia vedeți și voi aici, s-a pus Voromiu și a făcut un de la un desen de la cu tete și auzi ce a scris: Tetrisul e distractiv, dar matematica nu e. Ia vedeți și voi, că David are doar 2 dolari și 5 bani, dar a reușit să-și cumpere mâncare care costă 60 de dolari. De ce? Și zice ăsta răspunsul că i-au dat un discount. Păi și mie nu mi se... Aici, băi băieți, explicați-mi voi în comentarii cum și-a luat ăla așa ceva, pentru că eu acum nu prea înțeleg. Gen, pentru mine e logic, i-au dat discount, că altfel cum a reușit să-și... Pă bune, aici mai râdem că sunt nebun copii ăștia, că nu știu să răspundă calea, dar vere, nu ăsta e răspunsul. Ia vedeți și voi, cică, care sunt 3 lucruri pe care vrei să le faci în viitor? Ăsta, vere, e o minte malefică, frații mei, așa că pregătiți-vă că ăsta e un nebun. Auziți și voi ce a scris: 1. Să-mi fac o gagică. 2. Să o sărut. 3. Să conduc lumea. Bă, cât de nebun sunt copiii ăștia, mă. Îmi plac, mi-e drag rău de tot de mâncarea și gurița lor. Ia vedeți și voi, cică, cum e numit un poligon făcut din 6 laturi. Adică ăla, hexagonul ăla, cum se numea el, da? Și auzi ce a scris copilul ăsta: a stop sign, un semn de la, de stop, de la rutier, ține-l vezi pe stradă, a stop sign. Te rog, explică ce este apa grea, apa care este mai grea. Nu înțeleg aici la ce s-a referit. Și auziți și voi ce a spus copilul ăsta, pe scurt: ia-ți-o, apa mai grea este ghea. Așa și e, mă, adică dacă iei apa în mână e ușoară, dacă o îngheți e mai grea, automat. N-a zis rău copilul, e deștept, e numărul. Ia vedeți și voi, ci că imaginează-ți că ai trăit în același timp cu Abraham Lincoln. Ce ai zice sau i-ai cere lui? I-aș zice să nu meargă să se joace niciodată. De ce? Stai așa puțin, Abraham Lincoln cred că a murit într-o chestie de genul ăsta, oare? Că nu știu, acum mă scuzați pe mine că nu știu, dar nu știu de ce a murit sau cum a murit Abraham Lincoln. Dar ce a zis copilul ăsta? I-a zice să nu meargă să se joace niciodată. Dar vedeți și voi răspunsul ce a dat copilul ăsta, nu văd acolo ce a scris, care sunt întrebările. Dar la fiecare a scris răspunsul Iisus, 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 Iisus. Peste tot ce a zis vorul? Băi, la testul ăsta oricum nu știu, merg pe divinitate. Scriu peste tot Iisus și poate mă aștept, Doamne, Doamne, îmi dă și mie jackpot-ul, iau și eu un punct acolo. A zis că cine știe, mă, trebuie să sară la una răspunsul Iisus, că n-are cum alt. Și-a luat Voromiu, notă mare, aveți acolo cum scrie, mare 2, ce-a luat săracul de el. Condoleanțe lui și familiei, acum mai mult lui, că cred că familia s-a bucurat un pic, că când a ajuns acasă i-a dat mai pam, 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 brrr, bucăți, numai bucăți după cap, cred că i-a dat la săracul copil. Cam asta a fost cu episodul ăsta, vă plăcut, nu uitați să rupeți de like, să vă abonați la canal, tot cei care sunteți noi, vă pup, pa, pa, pa.